O mare parte din intervențiile la care pompierii mureșeni au fost prezenți s-a axat pe segmentul medical, în număr de 137. Dintre celelalte urgențe au făcut parte 6 incendii la case de locuit, la un autoturism și unul de vegetație uscată, iar alte 4 intervenții pentru deblocarea de ușă. În acest sfârșit de săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș a fost solicitat la 152 de intervenții, dintre care 137 de natură medicală. Au fost 6 incendii produse la case de locuit, la un grajd și la un autoturism. Au fost 4 intervenții pentru deblocarea unor uși în municipiul Târgu Mureș și municipiul Reghin. Pe lângă aceste misiuni, specialiștii ISU Horea Mureș au intervenit la 3 accidente rutiere, unde au asigurat măsuri PSI și nu în ultimul rând au fost prezenți pentru rezolvarea unei misiuni pirotehnice. Nu au fost înregistrate victime.